După rânduia la Vechiului Testament, pentru a împlini legea, credinciosul trebuie să asculte de cele 10 porunci. Potrivit cuvântului Mântuitorului, să nu socotiți că am venit să stric legea sau prorocii, n-am venit să stric, ci să împlinesc. Matei, capitolul 5, versetul 17. Cele 10 porunci trebuie păzite și de creștini, întocmai. Pe lângă aceste 10 porunci, Mântuitorul a dat creștinilor alte nouă îndemnuri prin care se împlinește legea în scopul de săvârșirii morale. Pe acestea nu le-a dat însă în chip de oprire sau de porunci, ci în chip de fericiri, fiindcă ele se potrivesc de plin cu smerenia și blândețea Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Pe de altă parte, cele nouă fericiri sunt atât de potrivite cu năzuințele sufletului creștinului, încât auzindu-le, suntem îndemnați singuri să le îndeplinim. În acest sens, Sfântul Apostol Iacov numește legea noului testament legea cea desăvârșită a libertății, în Iacov 1 cu 25. Faptul că Mântuitorul învățișează împreună fericirile și desăvârșirea Arată că ele sunt strâns legate între ele. Într-adevăr, nimeni nu poate fi fericit fără a fi desăvârșit, iar cel ce cucerește desăvârșirea morală dobândește prin aceasta și fericirea. De aceea, în fiecare fericire, trebuie să deosebi mai întâi învățătura sau îndemnul și apoi fericirea sau făgăduința răsplătirii. Pe scurt, prin fericire se înțeleg cele nouă căi pe care creștinul trebuie să meargă pentru a ajunge la fericirea veșnică sau la cele nouă virtuți prin care poate dobândi fericirea.